mi-e dragă viața și simt dulceața. Mi-e drag să trăiesc, să vă înveselesc. Cântă, iubește, se bucură de tot ce-i oferă viața. Artista se consideră mai împlinită ca oricând și ne vorbește despre planurile sale de viitor, dar și cum și-a sărbătorit ziua de naștere. Stați cu noi! Că mi-e dragă viața și simt dulceața. Mi-e drag să trăiesc, să vă înveselesc. La mine nu-s prea mulți, măi tiri-li-li-li-lam-tam-ta. De aici, de la Șarnauți, măi tiri-li-li-li-lam. Câți bucovineam cu stare, tiri-li-li-li-lam-tam-ta. Numai bun din suratoare, tiri-li-li-li-lam. Interpretul Ilie Caraș declară război kilogramelor în plus. Umblă vorba prin târgul Bucureștilor că tânăra domnișoară care i-a intrat la inimă de curând l-ar fi pus pe tânărul artist la slăbit. De dragul cui își schimbă radical conduita de viață artistul, aflați azi la matinal. Te-ai săruta și te-ai strânge, tiri-li-li-li-lam-tam-ta. Cât de atâta dor ne-ajunge, tiri-li-li-li-lam. Te-ai strânge cu drag în brațe, tiri-li-li-li-lam. Bună dimineața! Ce faceți? V-ați trezit la cafeluța alături de noi? Este marți, avem 3 ceasuri de distracție la matinal și popular. Bună dimineața, draga mea Lavinia, dar ce roz ești în această dimineață. Astăzi suntem băiețel și fetiță, draga mea, tu roz, eu și albastru, știi? Așa e, ca la botez. Când botez fetița, totu-i los, când botez băiețelul, totu-i albastru. Bună dimineața, dragul meu Mihalis, doamnelor, domnilor, bună dimineața, colegilor noștri, prieteni dragi de peste mări și țări. Vă mulțumim pentru că ne urmăriți și astăzi pentru toate mesajele dumneavoastră, dragul meu Mihalis. Mulțumesc pentru compliment, rochița mea o găsiți, doamnelor, domnișoarelor, pe Atmosfer Fashion, Fuguța și pe Facebook-ul lor și pe site-ul lor, pentru că au o mulțime de rochițe super, super interesate. Uite așa ca la balet. Doamne, ce bine mă simt alături de voi. Da. Da, draga mea Lavinia, doamnelor, domnilor, de ce credeți că suntem astăzi roz și albastru? Pentru că ne-am propus să vorbim despre copilărie. Cum a fost copilăria ieri și cum este copilăria azi? Cum se distrau copiii în alte vremuri și cum se distrează oare copiii în zilele noastre? Așteptăm și mesajele dumneavoastră, atât pe Facebook, cât și pe Instagram, pentru că întotdeauna ne dorim să redevenim sau să rămânem un pic copii. Noi copilărim în fiecare zi și alături de dumneavoastră și abia așteptăm să aflăm despre copilăria de ieri și copilăria de azi, chiar de la invitații noștri, doamnelor și domnilor. Turcoazica noastră este plină de copii frumoși și talentați din aproape toate zonele țării. Așa este, draga mea Lavinia, avem copii din toate zonele țării și de-abia așteptăm să le spunem bună dimineața, pentru că ei se află deja pe turcoazica noastră. Draga mea, ca în fiecare dimineață, ți-am pregătit cafeaua, te rog frumos, ia loc și paiul. Pentru că, doamnelor, domnilor, Lavinia nu bea cafeaua oricum, o bea cu paiul. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, copii frumoși și talentați! O secundă, recapitularea. 1, 2, 3, cu toții, cu voie bună, bună dimineața! Altă viață! Ce frumoși copii, ce frumoase costume, ce oameni talentați. Avem nu doar copii, avem și domnișoare frumoase, avem și bărbați extraordinari. În această dimineață este alături de noi Patricia Cimpoieriu, am zis bine? Nu?
Cimponeriu. Vedeți? De-aia întreb, să mă asigur. Știi de la ce ni se trage lucrul acesta? Fii atent că uitai să îți spun și să le spunem și telespectatorilor noștri. Este Mercur retrograd și vom avea probleme de comunicare dacă ne mai bâlbâim sau dacă va trebui să mai dăm câte un miel. Să știți că nu e vina noastră. E vina lui Mercur care a retrogradat și cică până pe 22 sau până pe 24, spun unii astrologi. Doamne, eu zic ajută, așa, până pe 23... Avem o scuză. Da, Mercur retrograd e un pic pe la noi. Patricia, bună dimineața. Bună dimineața. Banatul îl reprezinți tu astăzi cu mândrie și noi le demonstrăm tuturor românilor că în această țară există viitor. Despre ce ne vei cânta în această dimineață? Nouă ne face plăcere să te cunoaștem. Vă voi cânta despre Banat, despre iubirea mea față de Banat și un cântec despre viață. Și un cântec despre viață. Cine ne privește în această dimineață sau cu cine ai venit aici la Matinal și Popular? Cu părinții mei. Sunt pe hol aici? Da. Da? Salută-i și mulțumește-le. Vă salut și vă mulțumesc că sunteți mereu alături. Cât de frumos. Merge mai departe, Beatrice Soare. Bună dimineața. Bună dimineața. Acum am înțeles. Pe ia ei a ieșit soarele. În platoul nostru a răsărit soarele. Beatrice, ești foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. Beatrice vine din Vrancea și am auzit despre tine că ești foarte talentată, Beatrice. Mulțumesc. Așa este? De la ce vârstă cânti? De la vârsta de 8 ani. Am început să cânt. Povestea mea a început la televizor. Primul meu concurs a fost la Favorit, în cadrul emisiunii și cântam... Și ai câștigat concursul sau? Da. E, asta e important, primul. Draga mea, ai luat concursul, bravo, cine se uită la noi, la Edno în această dimineață? Mama, părinții mei și cu rudele. Bravo! Pentru că noi așa, etnofanii noștri sunt aici pentru că noi suntem favoriții dumneavoastră, dacă înțelegeți ce vrem să spunem. Mergem, Adrian Roncea, bună dimineața! Bună dimineața! De la Gorj a venit Adrian, bună dimineața! Bună dimineața! Gorjul e reprezentat. Da. Cu mândrie. De Adrian, unde cum este așa? Bravo. Iartă-mă, nu, cum este să stai între fete? Cum este să stai între așa fete frumoase? Este foarte bine. Mă simt foarte bine. Te simți foarte bine. Da. De unde și până unde dragul acesta de a cânta muzică populară? Nu de foarte mult timp. De aproximativ 3 ani am început și eu zic că o să fie ceva frumos pe viitor. O să fie ceva frumos cu siguranță, pentru că așa este și la noi. Este frumos ca la televizor. Mergem mai departe. Daria Ștefan, bună dimineața. Bună dimineața, Luiza Epure, mă numesc. Luiza Epure, eu am trecut așa direct la Vâlcea. Bună dimineața, Luiza, bine ai venit. Bine v-am găsit. Mă bucur să mă aflu pentru prima oară aici, în cadrul emisiunii. Sper să mai vin cu drag. Și... Tu vii dintr-o zonă foarte frumoasă, din Polovraj. Da, o zonă de munte. De la Polovraj, da. Și costumul tău este foarte, foarte frumos. Mulțumesc frumos. Bravo, păpușă! Mergem mai departe. Acum i-a venit rândul prietenei noastre, o cunoștință mai veche, Daria Ștefan. Bună dimineața! Bună dimineața! Ce faci, păpușă? Bine. Bine? Da. Cu cine ești în această dimineață aici? Am venit cu mami. Cu mami, o salutăm pe mami. Acasă cine ne urmărește? Unchiul meu, tatăl meu și toate celelalte rude. Da? Să sune toți vecinii. Să sune pe toată lumea, să deschidă televizoarele pe Etno TV, pe Matinal și Popular, pentru că le vei cânta și îi vei face mândri de tine, corect? Da. Bun, mergem mai departe. Oana Iacob, bună dimineața, Oana. Bună dimineața. Altă vibrație, vezi ce înseamnă? Bravo. Altă vibrație, bravo, Oana. Oana vine din Muntenia, Oana, ai o inie superbă. Mulțumesc frumos. Ai un vibe așa, mulțumesc. Ai o energie foarte frumoasă. Mulțumesc. Pe cine saluți, Oana? Pe toți cei dragi îmi sunt alături și la fel și eu le sunt alături și mulțumesc pentru toată susținerea. Întotdeauna toți, îmi place asta cu sunt alături. Tu ești alături, el este alături, știi? Dar așa pentru mine, pentru noi, înțelege ce vrea. Toți îmi sunteți dragi. Bravo, deci... bravo, ai dat-o bine pe asta că mai spuneam câte ceva de alături. Doamnelor, domnilor, vorbim despre copilăria de ieri, de astăzi. Vrem să ne scrieți și dumneavoastră dacă ați avut o copilărie frumoasă, dacă nepoții dumneavoastră au o copilărie frumoasă.
frumoasă, dacă stau pe telefon, dacă dumneavoastră le dați telefonul, pentru că de multe ori tableta și telefonul au devenit parte din copilăria lor, iar până atunci, până în momentul în care vom afla mesajele dumneavoastră și ceea ce credeți despre copilăria de ieri și de astăzi, avem muzică frumoasă, iar Luiza Epure este deja la scenă, se aranjează, pentru că trebuie să fie impecabilă în fața dumneavoastră. Luiza Epure ne cântă muzica! Mădiță unde te știu, la 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 la
Trece prin momente delicate și se gândește doar la momentul când va fi lăsat să își strângă fetița în brațe. Miercuri, Marinică de la Foișor vine la Matinal și Populari pentru a-și pune sufletul pe tavă. Mărturisiri emoționante ale unui tată căruia îi plânge sufletul după fetița lui de doar 9 luni, doar la Matinal și Populari. Vă spunem încă o dată bună dimineața. Ne bucurăm că sunteți alături de noi și pe Facebook și pe Instagram, pentru că am postat o frumoasă fotografie. Așteptăm acolo mesajele dumneavoastră să ne povestiți despre copilăria voastră, dar și despre cum sunt copiii din ziua de astăzi. Și apropo de copii frumoși și talentați, lângă noi, dragul meu Mihalis, a venit o olteancă. Îi spunem bună dimineața, dar ei vârtos
Rostu. Bună dimineața. Bună dimineața, Daria. Ce faci, Daria? Tu de unde vii? Din Olt? Comuna Bărca, județul Dolj. Bravo, cât de frumos! Ești o olteancă veritabilă, cu flori mulțumesc în păr. Ce o să ne cânti în această dimineață? O să vă cânt două cântece. Bravo. Câte satul meu de mare și sunt olteancă de la Ji. Și vreau să te întreb cu cine ai venit în această dimineață. Am venit cu părinții mei. Și saluți în acest moment. Da. Și le mulțumesc că vin cu mine peste tot. Și că mă susțin. Cine își dorește cel mai mult și cel mai mult să cânti tu, Daria? Mami sau tati? Cred amândoi în mod egal. Amândoi. Tati, tatălui mai fredona câteva cântecele. Adică tu îl moștenești pe bunicul din partea tatălui, cum ar veni. Da, iar mami îi place și foarte mult să cânte, dar a zis că îi place să mă susțină pe mine și să mă învețe și pe mine. Ce-ți cântă ție, mami, Daria? Păi, diferite cântece, adică prin casă, când Daria ia treabă, îmi zice, ascultai cântecul ăsta sau ăsta? Ascultai, că ea e olteancă, măi. Ascultai, dar de la Râmnicu Vâlcea mai avem o Daria și este la scenă. Daria Ștefan ne cântă chiar acum, doamnelor și domnilor. Haideți să o încurajăm! Bravo, Daria! Bravo! Să fie muzică! Nu mai la mine te-ndeamnă și de nimeni nu ai
mândră ca o cruce, două drumuri și o cărare, pe puicuța ca o floare. Doamnelor și domnilor, ce frumos ne-ai cântat, draga noastră! Te așteptăm alături de noi. E, dragul mai meu, avem Mihai, surprize. Mai avem surprize pe Andreea și Marin sunt la serviciu, doamnelor și domnilor, și a venit doamna Maria Ghiță. Bună dimineața din Merinești. Stați acolo, doamnă, stați jos că v-ați așezat confortabil. Bună dimineața, doamna Maria. Dimineața. La microfon. La microfon, să ne audă toată lumea. Bună dimineața! Ce faceți, doamna Maria? De la Merinești, lângă Craiova, ați poposit la noi. Da. Vă văd așa, sunteți foarte sclipitoare în această dimineață. Mulțumesc pentru... Ce faceți, doamna Maria? Ce ne cântați astăzi? Povestiți-ne. Aveți emoții cu noi? Da, așa, ne cunoaște? Ah, bravo, fără emoții, doamnă. Suntem între prieteni aici. Am un cântec care... Două, de fapt, care trebuie să le cânt. Dar unul este trebuie, acum. Trebuie. Trebuie. Este necesitate. Trebuie. Trebuie, doamna Maria. Da. Și sunteți pregătită în această dimineață să ne cântați și nouă și telespectatorilor. La toată lumea. Astăzi vorbim despre copilărie, doamna Maria. Cum era copilăria pe vremea dumneavoastră și cum e copilăria de astăzi? O copilărie frumoasă pe vremea mea, dar astăzi... Cum era? Ce era frumos? Ce era frumos pe vremea dumneavoastră? Ce era frumos. Era frumos că eram copil și mergeam pe câmp. Cu și ce făcea oile, doamna Maria pe cu oile, cu vitele, cu... Le cântați oilor da, și ce le cântați, doamna? Toate cântecele care le auzeam de... Vă mai amintiți și le cântați? Unde ascultați dumneavoastră cântecele? La radio? Unde se ascultau? Pe atunci se asculta la radio. La radio se ascultau. Și de cine vă plăcea așa cum cântă? Unde tresăreați? Când auzeați melodia cui? Era prima dată Maria Ciobanu care ieșise atunci, imediat, doamna Maria Ciobanu. Apoi pe aia era domnul Ion Dolănescu, dumneavoastră să-l odihnească acolo. Mai mulți care erau. Frumoasă copilărie. Frumoasă, da. Cum au copiii din ziua de astăzi? Cum e copilăria lor? Cum vi se pare dumneavoastră? Copilăria din ziua de azi e o copilărie frumoasă, dar... Nu e cam cum a fost pe câmpul când eram eu atunci. Ori mai alerga copiii pe câmp astăzi? Dacă mai au unde și să se mai ducă. Acolo la Merinești, la dumneavoastră? La mine, da, se mai duc. Sau stau pe telefoane și pe tablete, doamne? Acum numai internetul e la modă. E internetul la modă. Aveți pagină de Facebook? Da. Da? Da. Să vă caute telespectatorii, să intre? Da. Vorbiți cu ei, doamna da. Maria? Păi...
Maria Ghiță, da? V-am dat doamnelor, și domnilor, Maria Ghiță, o căutați pe Facebook, pe Instagram. Zice doamna ce Maria că ne dă și nouă mesaje și like-uri. Da, știu că ne dă doamna Maria, de aia nu știam de unde să o iau și acum am prins de pe pagina noastră. Dar avem o surpriză, doamnelor și domnilor. S-a bucurat ieri de mare succes, ne-am făcut o prietenă, ne-a gătit așa de bine încât astăzi am scos bucătăria. Am oprit-o la noi și am zis că nu-i mai dăm voie să plece. Astăzi nu avem bucătărie, nu știu dacă îi se datorează sau nu, dar la scenă o avem pe prietena noastră, Livia Argintaru, muzica! Te-am oprit la noi, nu te mai lăsăm să pleci acasă. Bună dimineața, păi m-am gândit că poate vrei să vă mai gătesc ceva. Nu. Cum adică? Nu, chiar insistăm, în această dimineață, vrem să te răsfățăm noi cu o cafeluță, cu un ceai. Asta da, e foarte bună, mulțumesc din suflet. Ce costum frumos ai, asta apreciam acum la scenă, un costum foarte, foarte frumos. Întâmplător sau nu, chiar dacă sunt gorjeancă, acest costum pe care îl port l-am primit cadou din zona Banatului. Dar e foarte frumos. Mie îmi place foarte, foarte mult bine. Și din acest motiv l-am îmbrăcat. Pentru că ne-ai povestit ieri că nu ești în costum popular înainte să începem emisiunea și te-am provocat să vii și astăzi cu prietenii tăi, pentru că ai foarte mulți prieteni, și să porți un costum popular și ești astăzi în fața telespectatorilor într-un port foarte frumos popular. Stă foarte bine. Mulțumesc din suflet, într-un cuvânt, dar probabil mai vorbim. Sunt copii și tineri, dragii mie, pe care eu i-am ales, ca de obicei, pe sfrânceană. Exact, dintre cei mai buni, dintre cei buni, ceva de genul. Și am venit să-i prezentăm tuturor. Așa este frumos, pentru că noi spunem în fiecare dimineață și o să continuăm așa cu ardoare să spunem că România are viitor, iar obiceiurile, tradițiile, muzica populară, folclorul este pe mâini bune.
pentru că este ei muncesc. Este, dar repet, am mai spus-o și în foarte multe emisiuni, chiar dacă eu culeg, ca să zic, spuma, nu toți or să meargă mai departe. Nu că nu ar avea talent, nu că nu ar avea voce. Ideea e că la un moment dat se vor potigni, nu știu, ceva va apărea, ori căsătorie, ori, nu știu, diversi factori vor fi împotriva. Adică dragostea pe care ei o cântă în tinerețea lor, în copilăria lor, în adolescența lor, se materializează. Eu zic că important este să încerce, pentru că suntem români și trebuie să purtăm costumele noastre tradiționale, trebuie să cântăm, trebuie să ne învățăm copiii sau tânăra generație să joace jocurile noastre populare. Bineînțeles că ei, la un anumit moment în viață, își vor da seama dacă sunt făcuți sau nu pentru această meserie. Cred că ați avut și dumneavoastră foarte mulți copilași împiși așa de la spate de către părinți, că își dorește mama, că își dorește tata ca el să devină artist și el poate, cine știe, poate ar fi un foarte bun medic sau ar avea o altă carieră. La vine, întâmplător sau nu, celor care nu au talent și părinții își doresc din suflet, cu ardoare să ajung artiști, am avut acest curaj și le-am spus. Deși sunt convinsă că s-au supărat pe mine la vremea respectivă, dar peste câțiva ani am primit telefoane, doamna Livia, știți ce s-a făcut dreptate. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Știu că ați fost supărați la vremea respectivă, dar poate au ajuns mult mai bine din alt punct de vedere față de cum ar fi ajuns, să zicem, cu cântecul. Cu siguranță un viitor strălucit are și următoarea noastră prietenă, care este la scenă pregătită să ne încânte și să ne arate talentul pe care îl are cu siguranță Oana Iacob. Muzica! Water.
simt dulceața, mi-e drag să trăiesc, să vă înveselesc. Cântă, iubește, se bucură de tot ce-i oferă viața. Artista se consideră mai împlinită ca oricând și ne vorbește despre planurile sale de viitor, dar și cum și-a sărbătorit ziua de naștere. Stați cu noi! Când mi-e drag de viața și simt dulceața, mi-e drag să trăiesc, să vă înveselesc. Mini nu-s prea mulți, măi tiri-li-li-li-lam-tam-ta. De aici de la Șarlăuți, măi tiri-li-li-li-lam. Câți bucovineam cu stare, tiri-li-li-li-lam-tam-ta. Numai bun din suratoare, tiri-li-li-li-lam. Interpretul Ilie Caraș declară război kilogramelor în plus. Umblă vorba prin târgul Bucureștilor că tânăra domnișoară care i-a intrat la inimă de curând l-ar fi pus pe tânărul artist la slăbit. De dragul cui își schimbă radical conduita de viață artistul, aflați azi la Matinal. Te-ai sărutat și te-ai strânge, tiri-li-li-li-lam-tam-ta, cât de atâta dor ne-ajunge, tiri-li-li-li-la. Te-ai strânge cu drag în brațe, tiri-li-li-li-lam. Vă invităm alături de noi pe turcoazică, doamna Maria, doamna Maria, am o curiozitate, nu pot să nu vă întreb cât timp vă ia, doamna Maria, să vă împodobiți, să vă pregătiți pentru un eveniment, pentru o cântare, pentru că vă văd așa foarte, foarte elegantă, aveți foarte multe accesorii, foarte multe elemente și brâul cu briz-brizuri și toate lucrurile acestea. Nu mi-a prea mult timp. Nu, vreo oră și... Vreo oră și, păi e ceva, doamna Maria, aș zice eu. De exemplu, m-am sculat la 23, am fost gata. Deci... Într-o oră? A, și... Și părul le-ați făcut telespectatorilor, bucle, făcut... Care este ritualul dumneavoastră la două noaptea dimineața, când trebuie să veniți la emisiune? Păi m-am sculat de noapte, azi noapte, ca să pot pleca pe drum, ca să ajung la ora respectivă aici. Și v-ați făcut părul, v-ați pus toate briz-brizurile? Da. O oră? Da. Bă, ce să zicem? Și părul vă ia mult să-l aranjați? Păi ia puțin. Ia puțin. Vezi? Ia puțin. Dar știi a cui zi de naștere este astăzi? Știu. Da? Da, știu. Ia spune bună dimineața și la mulți ani. Este ziua prietenului nostru, Marius Găianu. Bună dimineața! Bună dimineața, la mulți ani! Bună dimineața, mulțumesc tare mult! Să fii sănătos, Marius, la mulți ani cu sănătate, cu bucurii, cu realizări mărețe. Ne bucurăm foarte mult că am reușit să intrăm în legătură cu tine și să-ți urăm din partea întregii noastre echipe numai lucruri bune să ți se întâmple.
Mulțumesc tare mult! Știți că sunteți aproape de sufletul meu și voi și întreaga echipă, vă salut și vă mulțumesc că nu m-ați uitat. E, cum să te uităm, Marius? Cum să te uităm când tu mereu vii la noi cu mare drag? Ce faci astăzi de ziua ta? Deocamdată închid telefonul, deschid telefonul că sună mai ceva ca la centrală. E foarte bine. Mesajele trimise. Chiar, eu vă tot spun că eu nu sunt așa matinal cum sunteți voi, mă trezesc puțin mai târziu, dar am avut surpriza să găsesc foarte multe mesaje și așa, încet, încerc, le deschid și vreau să și răspund celor care au trimis urările. Nu mi-am făcut niciun plan, nu știu ce o să fac. De obicei, de ziua mea nu prea fac planuri. Îți fac alții așa, planuri? Așa, pe moment, ce fac? Ori plec undeva într-un loc frumos, ori mă întâlnesc cu cei dragi, depinde. Acum, pentru că știi cum e, dacă ai timp liber, este foarte bine. Așa este, da. Uite, da, e mai bine ca în alți ani. E mai bine ca în alți ani, da. De când noi mai avem de așteptat vreo 20 de ani până să avem și noi timp liber. Vezi? Unii așa sunt... mult? Pe puțin 20, dacă îmi fac un calcul. 43, dacă ieșim la 70 mai nou. Mai avem vreo 27 de anișori. Nici nu știm dacă îi prindem, dar noi îi așteptăm cu drag. Marius, ce-ți dorești de ziua ta? Ce-ți bravo. Dorești? Cel mai mult și cel mai mult? Știi, pare cumva banal, dar îmi doresc că... să fiu sănătos și să fiu bine și să am energie ca să pot să fac tot ce am de făcut. Și cum m-a urat cineva tare frumos, cer albastru deasupra capului și drum întins în tot ce am de făcut. Urarea Doamne am primit-o mai înainte și tare mi-a plăcut. Da, foarte frumoasă urarea, cer albastru, mai multe ploi în această perioadă, cel puțin pe aici, pe la noi, la tine cum e vremea. Și la Suceava, la fel. Doamne ajută să se lumineze cerul și să atunci fie albastru. Atunci poate găsește Marius o destinație cu soare. Da, el găsește mereu destinații. Da. Noi avem soare la scenă, să știu știi. Că avem soare la scenă și soarele nostru de la scenă îți va dedica și ție, Marius, o melodie live 100% aici la Matinal și Populari. La mulți ani încă o dată să fii iubit, să fii sănătos și să ne revedem cu bine. Te pupăm, Marius, să ai o zi frumoasă. Doamnelor, domnilor, avem soare la scenă, avem o emisiune frumoasă. Vă invităm și pe dumneavoastră să o ascultați pe Beatrice Soare. Cântă live 100%. Succes, Beatrice!
și Arnauți, măi, tiri-li-li-li-lam. Câți bucovineam cu stare, tiri-li-li-li-lam. Numai bun din suratoare, tiri-li-li-li-lam. Interpretul Ilie Caraș declară război kilogramelor în plus. Umblă vorba prin târgul Bucureștilor că tânăra domnișoară care i-a intrat la inimă de curând l-ar fi pus pe tânărul artist la slăbit. De dragul cui își schimbă radical conduita de viață artistul, aflați azi la matinal. Te-ai săruta și te-ai strânge, tiri-li-li-li-lam, tanta, cât de atâta dor ne ajunge, tiri-li-li-li-lam. Te-ai strânge cu drag în brațe, tiri-li-li-li-lam. Ilie Caraș iubește oare? Pentru că această luptă cu kilogramele, nu vreau eu să vorbesc despre această luptă cu kilogramele, pentru că eu nu-i declar război, nu declar război kilogramelor mele. Trebuie să ne iubim așa cum suntem, să învățăm să ne iubim așa cum suntem, să ne acceptăm așa cum suntem, să rămân, nu fim complexați. Când apare în viața dar ta, dragostea! Da, dragostea! Pentru că Ilie Caraș era singur de ceva vreme. Eu doar când mă îndrăgostesc, slăbesc. E, vezi că acolo ajungem. Dragi prieteni, oare despre cine este vorba? Cine îi schimbă viața radicalului Ilie Caraș astfel încât să se ducă el la sală, să pună mâna, să slăbească, să facă atâtea exerciții? O fi blondă, o fi blonetă? Livia, ce părere ai? Nu știu. Ai auzit ceva? Ce culoare, nu știu nimic. Îl știu pe Ilie Caraș foarte bine, un băiat extraordinar. E un băiat ambițios. Da. În schimb, nu știu câteodată dacă se merită să faci atâtea eforturi, să slăbești, să nu știu ce. Pentru exact, dragoste se merită orice. Exact ce vorbeam mai devreme, că cineva, dacă te iubește, te iubește așa cum ești. Gras, da, slab, așa este, cu defecte, doar că atunci când te îndrăgostești, fără să vrei, nu știu, se duc kilogramele, da, pleacă, absolut, pleacă așa din așa dragoste. Da. El nu este genul de bărbat cu care care să se afișeze pe Facebook, pe Instagram, cu iubitele lui, dar de data aceasta am înțeles că iubita lui este extraordinar de frumoasă. Mă, l-a pus iubita la slăbit. Da, da? Și i-a zis, trebuie să slăbești pentru că ești prea tânăr, ești frumos. Și el crede, știi? Că da. Și mie mi-au zis multe, trebuie să slăbești. Și le-am zis, ori așa, ori la revedere. La revedere, bravo. Da, mai am o vorbă, dar nu pot să o spun dimineața. Uite de ce e Lavinia slabă, nu? Da. Da. Eu iubesc de asta. Uite, da. Dacă am început să mă îngraș, gata, s-a terminat cu iubirea. Da, hai să vedem ce ne declară Ilie Caraș. Aflăm de la el. Da, aflăm exact de la Ilie Caraș. De la sursă. De ce slăbește, de cine e îndrăgostit, tot aflăm acum. Și aici mai plan din nou pe Alin Urgilea. Așa că eu vă invit pe toți, și spectatori, telespectatori și voi de platou, să trageți cu mine aici. Mulțumesc și o zi bună! El vorbește despre antrenor. Mă, Ilie, n-am înțeles nimic. Ce n-ai înțeles? Păi dacă te îndrăgostești, te duci la sală. Păi și numele fetei și fata, nu mai ține fata ascunsă, vină cu ea la matinal și populari, să afle toată lumea pe cine iubești, mă, Ilie, că dacă iubești și nu spui, degeaba iubești. E, așa se întâmplă? Da. Dacă trebuie iubești și nu spui, păi, da, degeaba spui. Degeaba iubești. Păi cum? Ții așa iubirea ascunsă? O ții la secret? Dar dacă eu fură un coleg, că se întâmplă mai... Bravo! Bravo! Dacă vine altul și sigur zice, hap, s-au întâmplat nu mai vine ții la secret? E cel mai bine să ții la secret. Nu te știe nici vântul, nici să-l pământul. Să-l provocăm pe Ilie Caraș să vină cu iubita lui în platoul nostru, să se afișeze. Uite, am o curiozitate, Livia. Dacă ți s-a întâmplat vreodată să tânjească vreo colegă, vreo prietenă, vreo doamnă, vreo domnișoară, da, la soț. Da, mi-a spus. Poftim? Soțul sau ea? Ea mi-a spus. Ea? Da, și am zis că dacă... E o colegă de cântec. Așa. Dacă pe îți place tare mult... Hai, mă! Nu. Da. Dacă îți place așa de mult, fără nicio problemă, uite, o să te pun în legătură cu soțul meu și... Ți-l împrumut cum ar veni. Da. Ideea era că eram sigură că nu vroia, nu era genul lui. Nu? Trebuia, eu știu... să fie apropiată, să semene cu mine dacă puțin, ai fi știut, Livia, că este genul lui. Așa,
I-aș mai spus, fi dat voie. Da, pentru că eu niciodată n-am ținut pe lângă mine soțul meu sau cine a fost prieten cu forța. Dacă nu mă iubești, de ce să stai cu mine? Corect. Bravo. Mergem mai du-te departe, libertate, și tu. Exact. Dar cine era doamna? Nu. A, serios, nu, acum, serios, nu spun. Râdem, glumina, Nu. Replica a fost, băi, ești al meu, dar altul m-a dat pe spate. Uite, uite, aș vrea să o întrebăm și pe doamna Maria, dacă dumneavoastră vreodată ați răvnit așa la soțul alteia. Dacă v-a plăcut așa, măcar să vă placă așa în sufletul dumneavoastră, chit că nu merge să-i spuneți. Să-ți place de orice om, că orice om e frumos în felul lui. De colegul meu vă place? Normal că v-am uitat întotdeauna la emisiune și îmi place și... Și da, de mine. Așa, mulțumesc, da? Să rămână. Da, păi, da, suntem noi suntem la pachet. Mă uit întotdeauna la emisiune și v-am dat like acolo, da, și v-am scris frumos. Da, așa dumneavoastră a fost curtată. Așa, sunt descurtată. A mai venit unul, a mai venit altul, v-am mai spus. La cât așa. E de cochetă doamna Maria și, și de elegantă. Elegantă. Cum să nu fie curtată? La anii ăștia nu cred că. Nu, doamnă, la anii ăștia care? Că mai mult de 35 nu aveți. Bai, 35? Da, 35. Da, cât ce ne aveți, aveți mai Maria? Mult? Sunteți mai mică decât mine. Normal, da, sunt mai mică, normal. Păi eu am 43, dumneavoastră, hai 36 că sunt... Da, eu am fata de 46. Nu cred așa ceva. Da. Să vă trăiască, doamnă. Mulțumesc, doamna Maria. Aveți și nepoți? Am și nepoți de 26. Nu trebuie să mai aduceți buletinul să văd, eu nu cred. Buletinul e aici. E aici buletinul, o să mă uit în el. Dați-mi, doamnă, buletinul să mă uit în el. Ia dați-mi încoa să vedem le buletin, că aici spune. Ia să vedem. Doamna Maria, dar v-ați făcut, nu știu, să, mă scuzați că vă întreb, sunteți adepta operațiilor estetice? Nu. V-ați făcut, nu, v-ați făcut ceva? Nu se poate să aveți nimic, această nimic. Vârstă. Eu nu cred că aveți această vârstă, îmi pare rău. Nimic, e doar un buletin. Vârsta oricum că... e un număr în buletin. Nu mi-am făcut absolut nimic. Ce... Iar Patricia Cimponeriu este la scenă, am zis bine, nu? Da, bine, Patricia. Este la scenă pregătită să ne încânte. Iar eu vă spun mai târziu, nu cred că aceasta este vârsta doamnei Maria. Muzica. Patricia,
Patricia Cimpone-Riu, doamnelor, domnilor, ne-a cântat așa de frumos. Dar a mai venit o doamnă. A mai venit o doamnă alături Cristina Grămadă, noi. Bună dimineața, de la Craiova. Se bună dimineața. Se venia la Matinal și Populari. Bună dimineața, bună dimineața, bine v-am găsit. Bine ai venit. Mulțumesc, doamne Livia Argintaru, pentru invitație. Este prima dată când vin la dumneavoastră și sper să nu fie doamne ultima. Doamne ajută, grămadă cu grămezi de bani, așa știi cum se spune. Doamne ajută, doamne ajută să fie bine ca să nu fie rău. Ne povestești ce ne vei cânta în această dimineață? Da, am două piese noi. Sunt călduțe, nu fierbinți. Adică sunt scoase de vreo două, trei. Ai venit cu melodiile noi nouțe. Nu premieră, dar sunt noi. E perfect, de-abia așteptăm. E bine să... că au mai rămas călduțe, nu erau fierbinți, că dacă pui mâna pe piesă și e fierbinte, da. Nu ne ardem. Nu ne ardem, draga. Da, e bine că păstreze așa. Ia să întrebăm noi aceste doamne frumoase și începem cu Livia. Cum era copilăria pe vremea ta? Astăzi vorbim despre copilărie. Și cum este copilăria astăzi? Cea mai frumoasă copilărie am avut-o și tinerețe. Și am copilărit așa, în comuna Padeș, satul Cloșani, județul Gorj. Apoi au urmat alți ani de copilărie în orașul Motru. Iar apoi am copilărit puțin și în județul Dolj, în localitatea Mârșani. Cam și asta... comparând-o cu copilăria nepoților tăi sau a zilelor de astăzi, așa. Care este care ar diferența? Fi diferența? Diferența e de, cred că, de digitalizare. În rest, eu am încercat și copiilor mei să le ofer copilăria pe care am avut-o și eu. Și mi-a fost foarte frumoasă și mi-a priit foarte bine. Și lor la fel. Dar digitalizarea asta nu strică neapărat, dar copiii sunt focusați mai mult pe telefoane, pe tablete și așa mai departe. Deși... E copilăria lor, este generația lor. Asta eu e generația. Înțeles, sigur. Ia să întrebăm și pe Cristina. Cristina. Parcă prea multă tehnologie. Prea multă tehnologie? Pe vremea ta cum era, Cristina? Frumos, unde ai copilărit? Frumos. Într-un sătuc mic, lângă Segarcea, Belcin se numește, salut pe toți belcinenii mei, salut părinții, salut pe toată lumea, pe toți cei care mă cunosc. Salutăm și noi cu drag, pentru e că foarte micuț sunt sătucul, noștri. Dar sunt oameni minunați. Și ce era frumos în copilăria ta? Ce nu mai regăsesc copiii din ziua de astăzi? Nu știu, parcă ce nici ulițele satului nu mai sunt la fel. Nu mai sunt? Nimic nu mai e la fel. Nimic. S-au asfaltat sau încă sunt ca pe vremuri? Nu, că eu pe unde m-am plimbat nu este nicio diferență de acum 30 de ani. Dacă e asfalt, apă, canalizare, eu zic că e un lucru bun. Da, dacă este. Dar în multe... sunt. Da. Ia să vedem ce zic totuși copiii din generația de astăzi. Daria Ștefan, vreau să te întreb cum a fost sau cum este în continuare copilăria ta. Eu nu știu exact cum a fost în celelalte vremuri, dar mie îmi place așa cum e. Pentru că tu copilărești unde? Mergi și la țară, Daria? Da, la Popești. Și ce-ți place ție cel mai mult când mergi la țară? Ce faci? Să mă joc cu câinele meu. Să te joci cu câinele tău. Și noi ne jucam pe vremuri cu ce nimeream, câini, pisici. Bine, le făceam și altele săraci, vai de capul lor. Mergem mai departe. Te rog frumos să-mi spui și mie cum a fost copilăria ta. Ce-i drept este că am avut o copilărie destul de frumoasă, zic eu. Și încă ai. Și încă am, exact. Asta cu ajutorul părinților, pentru că sunt mereu în permanență, exact cum am spus și mai devreme. Și mi-a oferit tot sprijinul, pot spune. Care sunt jocurile pe care tu le joci, care te joci? Pe vremea noastră aveam așa, leapșa, frunza, erau lapte tot gros. Lapte gros, elastic cu elastic fetele. Cu șotron. Se mai joacă elastic cu șotronul? Nu știu. Nu am jucat niciodată. Nu ce am băgat. Jucat niciodată. Dar care sunt jocurile copilăriei tale? Uite, Daria știa, ar putea să te învețe, Daria. Da, chiar aș ruga o să mă învețe. Dar tu ce jocuri joci? Exact cum am spus și dumneavoastră, leapșa, de vați ascunselea. Bravo, ne jucam și noi pe vremea aceea. Cât de des vă jucați astfel de jocuri și lăsați telefoanele, tehnologia, TikTok-ul deoparte? Din păcate, acum stăm foarte greuți cu timpul liber. Odată cu liceul și cu toate cele, dar în vacanța de vară eram zilnic la poartă și ne jucam. Eram. Mi-a plăcut verbul. A fost hai la trecut și vacanța din nou. Și poate mai e săptămâna mai aceasta și încă o săptămână și exact. Intrați în vacanță. Ce clasă ești? Eu a 10-a. A 10-a, intri în clasa 11-a. Succes! Mulțumesc! Deja încerci și alte jocuri. Exact. Ai un boyfriend?
Am avut. Ai avut? Da. S-a dus? Ce s-a întâmplat cu el? Că nu, dacă ne stănești curiozitățile, ce pe întrebările? Din păcate... Oana, spune-ne exact cum îl chema sau cum îl cheamă. Nu vreau să-i dau numele. Fără de rușine vedeta. La televizor. Ți-ar fi deci rușine, lași așa fată frumoasă. De deci ce a plecat? Nu, ia la... Nu l-a iubit, simplu. Din contră, eu l-am iubit destul de mult, dar el a fost... Ce a fost? Mai Black, să spun. Și... A fost Black. Black? Black. Intrăm într-o scurtă pauză de publicitate și, Blegule, ai pierdut. Revenim. E artist acum. Trece prin momente delicate și se gândește doar la momentul când va fi lăsat să își strângă fetița în brațe. Miercuri, Marinică de la Foișor vine la Matinal și Populari pentru a-și pune sufletul pe tavă. Mărturisiri emoționante ale unui tată căruia îi plânge sufletul după fetița lui de doar 9 luni, doar la Matinal și Populari. Am revenit și vezi, dragul meu, Mihali, stăteam așa și mă gândeam cum avem noi de învățat lucruri în fiecare zi. Măi, în fiecare zi învățăm câte ceva și de la foarte mulți prieteni de-ai noștri care ne trec pragul, de la artiștii noștri minunați, învățăm din poveștile lor de viață. Uite, mâine vine pe la noi Marinică de la Foișor, doamnelor și domnilor. Dar până mâine... Au o poveste inedită și pe care cu toții vrem să o aflăm, pentru că din poveștile artiștilor învățăm cu toții și știm ce avem de făcut. Dar în continuare, draga mea Lavinia, îți propun să o invităm alături de noi pe o prietenă simpatică, haioasă. Am făcut tot felul de materiale cu ea. De la care avem foarte multe lucruri de învățat. Are și ea mai mult timp liber în această perioadă și ne-a promis atunci când voi avea mai mult timp liber, voi veni mai des pe la voi. Se ține de cuvânt și îi spunem bună dimineața chiar acum Corinei Dragomir! Bună dimineața! Bună dimineața, Corina! Bună dimineața! Bine ai revenit în platoul nostru! Bine v-am regăsit! Chiar sunt fericită să fiu acum de dimineață la voi, că, sinceră să fiu, de vreo săptămână tot așa, pe la etno, pe la etno, am învățat potecuța, știu drumul, și dimineața și la prânz și seara. Ne-ai promis, când voi avea mai mult timp liber, voi veni mai des pe la voi. Ne-ai promis. Mai ții minte când am vorbit cu tine și erai de gardă, de urgență, erai la serviciu și ți-am spus la mulți ani de ziua ta. Și ai spus, de-abia aștept să am mai mult timp liber, să pot veni la voi mai des. Așa este, anul trecut s-a întâmplat acest lucru, iar acum s-a schimbat într-adevăr ceva în viața mea, sunt o tânără pensionară, mă bucur de această perioadă din viață. De perioadă sau de pensie? Și de pensie. Și de pensie, e ce trebuie pensia. Că și cum e, lumea când iese la pensie începe să, mamă, ce pensie mică am, ce rău mie, ce... Cam așa. Eu nu m-am plâns niciodată de latura financiară, pentru că există o compensare în viață, nu poți să le ai pe toate. Nu, bravo. Faptul că am timp liber, că mă pot ocupa mai mult de mine, că pot veni mai des aici la Etno și pentru asta nu pot decât să vă mulțumesc. Că mă plimb, atât cât se poate. Că te-am văzut în piscină. Da, pentru că pui acolo pe Facebook și te vedem în piscină. Intrați pe Facebook-ul Corinei Dragomir. S-a revărsat piscina, lasă! Nu, stai să vezi când intru eu. Să vezi când intru eu, care sunt un delfin. Nu o balenă, dar... Da, un delfinaș. Corina, te punem la cântat, după care stăm de vorbă, pentru că vrem să aflăm cum a fost copilăria pe vremea ta și cum este copilăria în ziua de astăzi. Doamnelor, domnilor, ne cântă Corina Dragomir!
noastre, dar totul a fost trecător, ca o pasăre în zbor, ca un vânt ușor de vară, m-a secat la inimioară, dar poate s-a așezat la puica și pasărea. Să știu ca să stau acasă, norocul să mă găsească, noroc nu m-a ocolit și la mine de-i veni. Adun cu tine dragostea, să nu mai fiu singura, adun cu tine dragostea, pe veci la mine să stea. Bravo! Corina Dragomir este iubită de public, doamnelor, domnilor. Te așteptăm alături de noi pe Turcoazică. Astăzi vorbim despre copilărie, despre cum era copilăria pe vremea noastră și cum este copilăria din ziua de astăzi. Cum era Corina Dragomir copil? Doamne, ce frumos era! A fost poate cea mai frumoasă perioadă din viața mea. Pe care nu o conștientizăm la timp, pe care o conștientizăm adulți. Așa este. Când suntem copii, ne dorim foarte, foarte mult... Să ne mult. Facem mari. Da, să devenim ne adulți. Ne dăm și vârsta mai mare. Exact. Ceea ce nu-i deloc, nu-i deloc ok. Eu am copilărit până pe la 5 ani la țară și m-am jucat acolo, în țărână, în comuna Ion Luca Caragiale, la bunicii din partea mamei. Am avut o copilărie foarte frumoasă, făceam numai ce voiam eu. Mâncam mere dulci. Da. De-aia făceai numai ce voiai tu. Da, mere dulci direct din pom. Nu aveam voie la căpșuni și la zmeură pentru că făceam urticarie, dar bineînțeles că eu numai acolo mergeam și le mâncam așa, nespălate, acum toată lumea zice, vai, dar cum să mănânce copilul? Lasă-mă în pace! Cum? Anticorp nu mai face. Da, așa. Mă duceam cu vaca. Ce mai făceam pe la bunici? Ce jocuri te jucai în copilărie cu prietenii tăi? Nu prea aveam copii. Nu aveam copii, adică de vârsta mea. Adică și singură mea. La părinți și nu prea existau copii. Și nici acolo la țară nu aveam cu cine să mă joc. În schimb, îmi cream eu universul meu, iar universul copilăriei mele a fost foarte frumos. Într-un pod de casă, unde exista foarte mult fân, era fânul pe care îl strângeau pentru animale, eu îmi făceam așa o scenă. Erai artistă de mică. Da, da. De mică. Făceam scenă și acolo cântam, de se auzea vreo 5 case în ce cântai? Fața. Spune-mi repede ce cântai atunci. O cântam din repertoriul pe care îl ascultam pe plăci sau la radio. Pe plăcile de vinil. Păi nu știu, de exemplu, cine bate seara la fereastra mea. Cine bate seara la fereastra mea? Eu sunt mărioare, dragă, nu te speria. Irina Login, Benoni Sânulescu, Maria Ciobanu, Ion Dolănescu, Maria Cornescu, Nelu Bălășoiu, Ioana Modan Cornea, cu Mărin Cornea. Deci era moda aceea, Ileana Sărăroiu, care era preferata mea. Aveai și spectatori, Corina? Nu neapărat, că lumea, poate așa, din animalele care erau prin obor, nu. Dar glasul tău puternic, cu siguranță, răsuna și la câteva case răsuna apropiate. 5 case în fața casei. Ce ziceau casei? Vecinii? Ce ziceau bunicii? Deja îmi cunoșteau repertoriu și ziceau, Corina, Corina, ia mai zi și pe ăla cu așa, bravo. Ia mai cântă. Da. Deci erai pe bis. Da. De mic aveai bisuri, erai pe bis. Dar vreau să te întreb, că și eu sunt și singur. Să știi că vecinii spuneau că muncesc mai cu spor din cauza, datorită mie, pentru că le ce făceam frumos. Așa... Ziua frumoasă. Da, exact. Ei se amuzau, că era amuzament chestia asta. Să te vadă sus în fân. Și spuneau decât, iar cântă fata Mândichii.
Chiar are spectacol. Da. Aveai spectacol. Da. Da. Și tu ai fost singură la părinți și eu am fost singur la părinți, dar întotdeauna invidiam pe toți prietenii mei și copiii la vârsta respectivă, că nu am frați, că nu am surori. Am suferit foarte tare. Și eu. Și sufăr și în ziua de astăzi. Și eu. Pentru că, uite, vezi, când suferința părinții... Suferința ta s-a terminat, fratele meu. Da, da, da. Nu da, m-ai da. Cunoscut pe mine. Nu mai te plânge la... că suferi. Bravo, ce bine îmi pare. Nu când mai... tata are probleme, te trimis și pe tine. Vezi, asta și la bine și la și bucuriile și necazurile. Și da, necazurile. Așa este. Când sunt mai mulți copii la părinți, exact cum se spune, că într-o familie se împarte totul. Și mâncarea pe care o pui pe masă și hăinuțele, că copiii, zice, vai, se cresc greu copiii. Cum ne-a ajuns. Exact, tot au fost exact. Fericit. Și au devenit oameni de fală. Sunt multe cazuri. Din copilul de la țară au devenit oameni care sunt respectați, care sunt iubiți. Nu neapărat, eu știu, artiști. Nu, sunt doctor, ingineri. Sunt ingineri, exact, avocați exact, de toate. Avem da, toate exemplele da, așa. Poate că neajunsurile de multe ori te motivează să ajungi cineva în viață, să-ți depășești condiția. Da, și părinții spun, de multe ori îi îndrumă pe copii și le spune, tată, învață, tată, să nu ajungi la... Exact, să nu ajungi la coada sapei vacii. Ca mine sau la coada vacii. Așa se spune. Învață, tată, învață. Și copiii, de multe ori, eu văd că aici în platou avem atâția copii frumoși. România are viitor. Frumoși foc. Da, și foarte talentați. Am, involuntar am ascultat. Ai ascultat. Da, astăzi. Așa cât s-a putut pe repede înainte, cât m-am schimbat, cât m-am machiat, dar chiar mi-au plăcut și îi felicit. Deci este păcat să nu ne susținem tinerii, să nu ne susținem, pentru că ei sunt viitorul de acum încolo. Dar oare câți dintre ei conștientizează că pentru a fi bun, pentru a fi un bun artist, un mare artist, trebuie să înveți, trebuie să citești, trebuie să ai vocabular, trebuie să vii la televizor și să știi ce ai de spus. Câți oare profesori învață pe copii? Vocea ai voce, muzica ai muzica, dar poate să ai noroc, să ai o melodie extraordinară și să ai succes cu ea, dar când te invită cineva într-un platou, să nu știi să legi două vorbe. Da, sunt mulți artiști care au tracul acesta și sunt nume tracul mari. Tracul sau lipsa de lectură, de... Eu știu, poate sunt așa cumva combinate, pentru că tracul vine când realizezi că nu poți să te desfășori și nu știi ce să spui. Ți-e frică de întrebările pe care ți le pune moderatorul, pentru că se poate întâmpla să oricând, mai fie și... Oricând, mai ales la noi, oricând. Mai ales la emisiune în direct. Să mai ai parte și decât o provocare. Da, sau pur și simplu să-ți uiți ideea, pentru că de la emoții și... Ești o persoană emotivă? Eu nu. N-am fost niciodată. Nu. Niciodată n-ai avut niciodată. Emoții când te-ai urcat pe scenă sau nu știu. Am emoții, dar se numesc emoții. Nu trec în latura cea, exact, mi le controlez. Am emoții, mă ia cu călduri. Care a fost cel mai, nu știu, cel mai emoționant moment pentru tine când ai fost pe scenă? Un moment în care ai zis, Doamne, nu știu dacă mai pot să mai controlez emoții. În care ai simțit că tremură genunchii. Nu știu, poate de public, poate de eveniment, poate a fost nu știu, un eveniment sunt, grandios. Poate când participam la concursuri. Când intram în concursuri, în festivaluri, mi-era foarte frică. De ce ți-era frică? De juriu, de reacția eșec? Publicului. Și de eșec. Și de eșec de până la urmă, nu? Că nu mi-ar fi convenit să ies. Diplomă. Da. Să fiu codaș. Da, așa m-am este. M-am dus acolo, mă duc pentru că sper să câștig. Nu mă duc niciodată să cred că voi cu pierde. Cu toate că, și asta o spun pentru tineri, poți să iei premiu, marele premiu. Sunt atâtea cazuri, au luat premii mari și după aceea s-au pierdut în timp. Copiii trebuie să învețe în primul rând. Nu contează trebuie că nu iei premiu astăzi. În viață. Da, e dar nu contează că nu iei premiu. Faptul că ai fost într-un concurs, că ai mai văzut alți colegi, că ai mai învățat ceva. Omul cât trăiește învață. Putem să învățăm și la 50 de ani. Și la 100. Exact. Omul cât trăiește învață. Învață de la ceilalți, învață cum să se comporte, învață cum să se îmbrace. De exemplu, tinerii de astăzi. Ce ar trebui să învețe? Care este acel lucru pe care ar trebui să-l învețe de la Corina Dragomir? Care-i sfatul Corinei Dragomir pentru sfatul tineri? Și ce ar trebui? Tu ai fi model pentru copii pentru că? Pentru că am fost foarte tenace, am muncit foarte mult. Chiar dacă am avut un eșec, nu m-am lăsat până când... Nu te-ai lăsat doborâtă? Nu, nu. Poți avea o zi
proastă. Există. Dar asta nu înseamnă că nu ești bun. Dacă tu muncești și vrei să răzbați și ai un pic de talent, acest talent dublat de multă muncă și perseverență, până la urmă vei reuși. Deci, n-ai cum, dacă te preocupi de ținuta ta artistică, de prezența scenică, de dicție, de felul cum te îmbraci. Păi stai că ajungeam și acolo. Am zis dicție, felul cum te îmbraci, cum de mimică, de gestică. De atitudine. De atitudine în fața publicului. Dacă îți alegi un repertoriu care să te reprezinte. Și la repertoriu e foarte delicat la copii, pentru că de multe ori părinții doresc neapărat să cânte ceea ce ar vrea să cânte ei ca părinți. Da, 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 nu. Știm foarte mulți părinți care împing copiii și copiii ar face cu totul și cu tot altceva. Potrivit pentru vârsta și caracterul copilului. Exact. Sau îi pun să cânte cântece care sunt greuțe și ambitusul lor nu le permite. Nu. Știu că e greu, pentru că în ziua de astăzi să faci un negativ, să... Oh, orchestrație, orchestră, dirijor. Mulți bănuți. Mulți bănuți. Trebuie în să ai muzică bănuți. Se investește foarte mult, iar rezultatul final vine mult mai târziu. Acum toată lumea vrea pe repede și înainte. Pensie. Și cred că trebuie să învățăm cu toții lecția răbdării, să învățăm să și pierdem, să și câștigăm în viață. Dacă vor avea răbdare cei mici, cu siguranță, mulți dintre ei se vor bucura și de succes. Să știți că am întâlnit la un moment dat copii care erau mai ancorați în realitate decât părinții. La mine, la Moreni, este un festival, festivalul Cununa Petrolului, și bineînțeles că nu pot câștiga. Eu zic fetelor, toți. Mergeți să vă încununați cu petrol, că de la petrol vin bănuții, n-ai să vezi. Ia priviți la Dubai, nu, colo, colo. Despre că... petrol vorbeam. Da, eu. Am înțeles. La un moment dat, mama unei fetițe s-a supărat foarte tare că fetița ei nu s-a numărat printre premianți. Așa e, părinții se supără, și copiii vreau să supără. Spun că a trebuit să explicăm părinte, mai mult părintelui, culmea, că fetița spunea, lasă mami, că mai vin și la anul. Și nu plângea. Bravo. Și nu se agita și nu era atât de disperată cum era mama. Și am spus, uite, măcar este educat frumos acest copil. A înțeles că nu neapărat că n-a fost bună, dar depinde în seria aia, când te prezinți la un concurs, poate sunt alții care sunt și mai buni decât tine. Asta nu înseamnă că tu nu ești bun. A avut neșansa să nu... Există ziua și momentul. Exact. Pentru că dacă nu ești bun, n-ai ce căuta în concursul. Cum și nu spune, te vei duce omul într-un concurs. Potrivit la locul potrivit. Și publicitatea este la locul potrivit. Chiar acum la Matinal și Populari. Și o urmărim cu toții. Trece prin momente delicate și se gândește doar la momentul când va fi lăsat să își strângă fetița în brațe. Miercuri, Marinică de la Foișor vine la Matinal și Populari pentru a-și pune sufletul pe tavă. Mărturisiri emoționante ale unui tată căruia îi plânge sufletul după fetița lui de doar 9 luni, doar la Matinal și Populari.
Să te ajungă dorul meu, să nu dori, să nu mănânci urmele, să mi le plângi, mă. Of, of, când să fii în viață mai greu, să te ajungă dorul meu, să nu dori, să nu mănânci urmele, să mi le plângi, mă. Să stragi pătura cu dinții și să te rogi la toți sfinții de te-o ierta Dumnezeu, să știi că nu te iert eu, mă. Să stragi pătura cu dinții și să te rogi la toți sfinții de te-o ierta Dumnezeu, să știi că nu te iert eu, mă. Domnilor, ne-a cântat o melodie foarte frumoasă, o melodie de dragoste. Aș vrea să vorbim și cu Luiza Epure despre copilăria ei. Luiza, cum este copilăria la Polovragi? Este frumoasă, pentru că este o zonă foarte frumoasă și zonă cred că foarte mulți dintre telespectatori au vizitat-o. Zonă cu oameni buni care, nu știu, adică nu judecă copiii pentru tot ce fac ei sau, uite... Ce fac ei? Că stau pe telefon sau că stau pe... Adică apreciază că suntem în tehnologie. Sunteți actualizați. Suntem actualizați, da. Și eu copilăria, mare parte mi-am petrecut-o cu ansamblu de la Polovragi și țin să o salut pe coregrafa mea, Andreea David, și pe domnul primar Epure Gheorghe, prin intermediul acesta. Sunteți rude? Da. Acolo voia să ajungă. Epure, Epure, da. Ce ți-e domnul primar? Unchi. Unchiu? Unchi, da. Salută-l pe unchiul. Bună dimineața, lasă. Unchiu! Mi-am copilărit cu ei, cu colegii mei de la ansamblu și asta a fost marea mea parte din viață. Adică de la câți ani ai intrat în ansamblu? De micuță, de pre la 10 ani, cam așa, și până acum. Și o să continui până când nu se mai poate, când... Pentru că îți place, pentru că da. Munca într-un ansamblu este frumoasă, dansurile, obiceiurile, da, tradițiile. La poate venim păstrează. Și noi pe la Polovragi, pui o vorbă bună unchiului, să venim să filmăm și noi acolo. Vă așteptăm cu drag. Chiar ar fi foarte, un foarte lucru inedit. Am fi. Sigur, doamna Livia, puteți... Aveți microfon. Așadar, o mică paranteză apropo în legătură cu Polovragiu. Chiar v-aș face o invitație să veniți în zona Gorjului, nu numai la Polovragi, dar la Polovragi. Sunt niște oameni extraordinari și gătesc foarte bine. Foarte, nu, pe mine ce mâncăm noi bun dacă venim la Polovragi? Dar eu ce nu fost. Mâncați? Da, spun, să le spun tot ceea ce se pregătește acolo este foarte bun, de la dulciuri, foarte multe dulciuri, până la mâncăruri. Să trecem la Luiza, mâncăruri. Dacă venim la tine, la Polovragi și la domnul primar acolo, cu ce ne așteptați voi? Păi, în primul rând, cu tocanul de oaie specific zonei și cu brânzica cu mămăligă. Bun. Că așa se...
obișnuiește la noi. Lavinia e prima, deja a luat o cană de oaie. Da, știu că ție-ți place, eu sunt mai puțin. Acum da, și pentru mine ceva avem... Prețioși, prețios, așa, pentru prețioși ce aveți? Ce aveți pentru prețioși? Sarmale. Bă, da, proste să fie primit. Și are Dumnezeu grijă și de mine. Are Dumnezeu grijă, drăguțul. Și la desert ce mâncăm? Nu, de alta, dar nu ne place și desert. Plăcinte. Plăcinte cu? Mere, brânză, cu brânzică, dulce? Cu stafide, cu orice. Cu ciuperci, cu de toate. Da, cu orice. Da. Ei știu să pregătească. La Polovragi mergem data viitoare. Deci sunt petreceri frumoase la Polovragi, se mănâncă bine, avem și desert, avem și sarmale și se cântă foarte bine, pentru că, draga noastră, te invităm la scenă. Vrem să le cânți tuturor, așa frumos, da, cum ai învățat tu din zona de unde vii. Doamnelor, domnilor, Luiza Epure ne cântă tuturor. Ridică-te, negură, ridică-te, negură, să mă sui la mă gură, să mă sui la mă gură, da-da-da-da-da-da-da. Ridică-te,
jucat o săptămână, că mi-a adus noră bună. Uite-mă, lume, cum joc, că am un băiat cu noroc. A jucat o săptămână, că mi-a adus noră bună. Uite așa și tot așa, ca după inima mea. Și am dat tot ce am vrut, tot ce am Trece prin momente delicate și se gândește doar la momentul când va fi lăsat să își strângă fetița în brațe. Miercuri, Marinică de la Foișor vine la Matinal și Populari pentru a-și pune sufletul pe tavă. Mărturisiri emoționante ale unui tată căruia îi plânge sufletul după fetița lui de doar 9 luni, doar la Matinal și Populari. Ce doresc.
roada vieții se învârte mereu. Și știu, Nicolae, dragă, cât ți-e de greu. Inima ta frântă, cât a pătimit, și de multă vreme cât a suferit. Dar așa e viața, nu-ți dă ce dorești. Φανταστώ όσο θα δει στο σποράκι το σοβγανιάνθο. Στο μικρόφωνο ανεβαίνω, το στέριο γλεντάει. Μόνος μου είμαι στην ορχήστρα με ένα ίδιο πλάι. Έλα στο χώρο, μόνο να σε βλέπω, μόνο αυτό μπορώ. Ήρθαν μέρες φτερωτές. Το χωριό το μου ρε συγχωρεύει από προχτές. Ήρθαν ξενήλιο χαμένοι, ήρθαν κι αδέρφοι. Σε κοιτώ και κοκκινίζεις και έχεις προδοθεί. Έλα στο χώρο, πάρε με κι εμένα λίγο να χαρώ. Απ' το ιερό κι αρχινάς να κοκκινίζεις πιο πολύ θαρρό. Μα εδώ δεν είναι ξένο βλέμμα κανένος. Μήπως είμαι εγώ ο ξένος και ο μακρινός.
Bravo! E, doamnelor și domnilor, am fost în Banată, dar eu am venit aici să aflăm cum este copilăria celor două Darii, pentru că am aici Daria Vârtosu, Daria Ștefan, vorbește cu tine Beatriz, vorbește cu Adrian, dar Daria, cum este copilăria ta? Foarte frumoasă. Da. Explică-mi de ce este foarte frumoasă. Pentru că mi-amintesc când eram eu mai mică. Acu ești foarte mare, da? Da, eu am bătrână. Chiar bătrână? Da. Da, bine. Înseamnă că eu am murit ce am înviat. Sunt reîncarnat în această dimineață. Da. Așa, păpușa. Mă mai joc jocurile pe care mama mi le spunea că se jucau ce pe afară. Ce jocuri joci tu? Ia să vedem, ce te-a învățat mama e să te joci? Dar vezi că e dimineață. Mama e a mea. Așa. Îmi spunea că ea se ducea și se juca peste tot și când tati a apărut. Așa, când a apărut tati pe firmament. Și... A venit Barza cu el. Da. Și a fost mai mare ca și mine. Așa. 11. Se juca și el. Da. Peste tot cu tot ce vrea. Și chiar și când îl certa pe tati, se urcau pe casă. Se urcau pe casă. Da. Și te urci tu pe casă? Nu. Nu, nu te urci. Am rău de înălțime. Ai rău de înălțime, bravo. Nici eu nu m-am urcat pe casă, că am trăit la bloc. Dar pe bloc m-am urcat și știi ce făceam noi, cum ne jucam? Făceam pungi cu apă, în față era piața. Și de sus, de pe bloc, aruncam cu pungile cu apă. Era o minune pentru toți. Să nu faceți niciodată așa ceva acasă, dragi copii. Și știi pe cine am nimerit? Pe biata mama, Dumnezeu să o ierte. Și săraca, dacă nu m-a făcut ou și oțet. Dar... For, mama. Nu. Am avut noroc un pic. Să sperăm că nu. Ia să vedem, Beatriz, cum te joci tu? Care sunt jocurile copilăriei tale? Mă mai joc cu copii, ies cu rolele. Cu rolele, da. Da, mai mult. Și ne și dăm cu bicicletele. Și vă dați cu bicicletele. Cum te dai cu bicicleta? Nu se pedalează? Te dai cu ea înainte sau... Pedalăm la biciclete. Mergem și la Daria Ștefan. Te rog frumos, Daria, tu, jocurile copilăriei. De-avați ascunsele, joc lapșa și copilăria mea este foarte frumoasă deoarece am intrat pe acest drum, cum ar veni să zic. Cel mai frumos joc este jocul popular, da. Muzica populară. Tu te joci încă cu aceste lucruri și este foarte bine... Că le luăm așa, ca pe un joc frumos de la care învățăm. Învățăm texte, ceea ce e foarte important să le ținem minte. Învățăm linii melodice, învățăm să dansăm, da. Învățăm să avem atitudine la scenă. Foarte frumos, Daria. Mergem și la Adrian. Jocurile copilăriei. Adrian, despre copilărie vorbim aici. Eu, din păcate, mare parte din copilărie am trăit la bloc. Și tu? Și eu. Dar nu liber, doar pe terenul de fotbal. Vezi că am un dinte spart, am jucat fața ascunselea pe scările din scara blocului.
Am jucat câte în lună și în stele. Jucam, făceam școală la bloc. Ne făceam cataloage. Mergeam și jucam leapșa pe tarabele din Piața Reșița. Da, da. Da, erau diferite jocuri. Jocuri de tare preferat. Mergeam în curtea școlii. Mă rog, nu se numea fotbal ăla. Aluncam cu mingea pe unde nimeream. Nouă ne plăcea să jucăm de-a fața ascunselea și în mare parte fotbal. Fotbal și de-a fața ascunselea. Acestea sunt jocurile copilăriei. Dar vreau să o întreb și pe următoarea mea invitată. Ea este invitată în fiecare dimineață la cafeaua pe care eu o fac. Subliniez, eu o fac. Colega mea, Lavinia Furtună. Jocurile copilăriei. Aceasta este întrebarea? Da. De ce mă jucam eu când eram copil? Da. Pe ulițele statului meu, în comuna Bârza, județul Olt, acolo am copilărit. Era o veselie de dimineața până seara, cu o gașcă de fete, de prietene. Ieșeam pe uliță și chiuiam și mă jucam de-a mireasa și de-a nunta cât ținea ziua de mare, fix în orele, mi-alegeam și orele bune, orele de nemiaz, cum se zice la mine la țară. Mă, omul obosit, se scula de dimineață, dădea la animale, mergea la câmp și la nemiaz, oamenii se duceau să se culce. Și ieșeam noi într-o veselie și chiuiam și cântam cât ne țineau plămânii. Și mi-amintesc că avea mamaia mea, Dumnezeu să o ierte, un gemuleț așa la ușa de la intrare și o perdeluță încrețită pe care de fiecare dată o scoteam de acolo și mi-o puneam în cap ca și voal. Și îmi plăcea să merg la nunți de mică. Toată copilăria ta te-ai visat mireasă. Mireasă și cântăreață în același timp, da. Și îmi plăcea să merg la nunți. Adică să făceai propriul program la nuntă. Păi cum? Acolo am exersat de mică, da. Îmi plăcea să merg la nunți și să colecționez. Se puneau flori în piept. Și din flori îmi făceam coroniță, tot de mireasă. Mai colecționam batiste și stăteam acolo ziua să văd obiceiurile miresei, să văd cum era cu mersul la biserică, cum era cu mersul la apă, să învăț toate lucrurile acestea frumoase de altfel, toate tradițiile noastre. Și mergeam și cu văcuțele la câmp. Pentru asta mergeam și la... Acolo nu mai era joacă. La sapă, la porumbi, m-a luat tatăl al meu odată la sapă, la porumbi și am tăiat toți porumbii. Și a zis, tată, după tine potopul. Deci, da. O și văd pe Lavinia în stiletto cu această rochiță drăguță mergând la porumb și tăind ștulele de porumb, cum se spune. Da, foarte frumoasă copilărie. Unii au fost mai norocoși, alții mai puțin norocoși. Deși fiecare copilărie are frumusețea ei, cu siguranță cu toții avem copilăria zilelor pe care le-am trăit în acele momente, așa cum și copiii de astăzi au copilăria lor, copilărie la care noi trebuie să ne adaptăm și nu să le spunem pe vremea mea era mai bine. Nu. E vremea lor și trebuie să învățăm și noi care sunt lucrurile care le fac plăcere, astfel încât să intrăm cu ei în joc și să rămânem copii. Rămânem copii, doamnelor și domnilor, și rămâneți și dumneavoastră alături de noi, pentru că Livia Argintaru este la scenă pregătită să ne cânte tuturor. Nu știi care-i a rea.
și nu poți scăpa de ele. Trece prin momente delicate și se gândește doar la momentul când va fi lăsat să își strângă fetița în brațe. Miercuri, Marinică de la Foișor vine la Matinal și Populari pentru a-și pune sufletul pe tavă. Mărturisiri emoționante ale unui tată căruia îi plânge sufletul după fetița lui de doar 9 luni. Doar la Matinal și Populari. Doamnelor, domnilor, putem trage o concluzie. Trebuie să copilărim și copilăria fiecăruia dintre noi poate fi cea mai frumoasă. De noi a depins, de noi depinde, de noi va depinde pentru copiii noștri. De dumneavoastră depinde să vă distrați în fiecare zi, de luni până vineri, de la orele 9 până la orele 12. Vă mulțumim pentru că alegeți Etno TV în fiecare zi, pentru că sunteți fanii noștri, pentru mesajele dumneavoastră. Iar mâine dimineață vă așteptăm alături de noi, în exclusivitate, Marinică de la Foișor va veni în platoul nostru, aici la Matinal și Populari, și vom descoperi împreună o poveste emoționantă, doamnelor și domnilor. Dar până mâine vrem să le mulțumim tuturor invitațiilor noștri de astăzi și sponsorilor noștri. Mulțumim la Mircea Măcelaru, www.ocaua.ro, Atmosphere Fashion, pentru ținuta mea de astăzi, Mademoiselle Atelier, Cofetăriei Claus, și dumneavoastră celor de acasă încă o dată. Doamnelor, domnilor, nu uitați, bunătatea este gratis, profitați din plin de ea. Pe final, are de făcut și Corina Dragomir o dedicație și o poate face chiar acum. Mulțumesc din suflet că mi-ați permis să spun la mulți ani lui Patrick Mareș, care a împlinit 12 ani duminică. La mulți ani, Patrick, să fii sănătos, să-ți dea bunul Dumnezeu tot ce e mai bun și mai frumos. La mulți ani, Patrick, și din partea noastră, la mulți ani tuturor celor care vă sărbătoriți ziua de naștere astăzi. Vă așteptăm și mâine dimineață de la orele 9 fix, pentru că avem surprize pentru voi. Le mulțumim acestor copii talentați, îi mulțumim și Liviei Argintaru. Ne revedem mâine dimineață. Vă cântă Corina Dragomir. La revedere!
7 mândre pe luncă. Ce-am pierdut.